Ziua. Salutare, domnule. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Ce faci? Paste, pene cu... Faci paste? Nu, fac Dar pene. Ce mai faci tu? Eu fac bine. Și cum te numești tu când faci Eu bine? Mă numesc Maria Rareș Mihail. Ce spuneai că gătești? Pene cu ciuperci și cu smântână. Ia să vedem. Știi ce poreclă ți-aș spune eu ție? Spuneți. Blondi, ce zici? Wow. Mi s-a zis și Blondi. Vizante, știi că e o poreclă, nu e numele lui. Nu? Probabil că ar vrea să renunțe la ea. Numele meu adevărat e Crizante. Crizante. Da. Ia să văd eu cum taie el. Poți să mă uit, da? Nu te deranjez, da? Da, da. Uh-huh. Și nu te-ai tăiat niciodată la deget în timp ce ai tăiat? M-am tăiat, dacă n-am deschis o conservă. Aha. Groaznic. Foarte bine când pui mâna așa. Nu te tai. Și ușor acum că tai ăsta. Da. Și în tava asta ce ai spus că pui? Ciupercile. Ciupercile. Ia uite. Am, deci mă, deodată mă iasă și cu cozile de la ciuperci, le pui și pe ele? Da, le pun, că-s bune. Un minut toate, da, trebuia să cântărească 120 de grame. Dar le-a distras atenția. A, bravo, mă. Știu câte să pun. Ești măcar. Deci nu este deloc intimidat de prezența lui Vizante lângă el. Topește-le cu ulei, mami. Nu, ulei. Bravo, 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 bravo. Dar de ce oprești apa la paste? Pentru că s-au fiert. De unde știi? Și acum trebuie să le scurg, pentru că au trecut 6 minute. Da, au trecut 8, scuzați. Dar de unde știi că au trecut 8? Pentru că am pus cronometru. Era la 20. Incredibil, incredibil, dar nu poți să-l încurci cu nimic. Parcă erai secolul 21, parcă le știai pe toate. Nu poți să-l încurci cu nimic, a, nene. Dacă a băgat și ciupercuțele, ok. Așa, hai. Știi rețeta, da? Da, o știu. O să-ți spun eu dacă vrei. Da-ți drum. Dar ce, ai îndoieli? Nu. Nu, nu, dă-mi voie, stai un pic, nu. Tu ai îndoieli? Stai puțin că tu nu știi cu cine stai de vorbă. Ai plecat? A, mi-arată posterul. Îl cheamă Alex. Alex Iacob și este câștigătorul concursului Top Chef, ca să știi. Dar celălalt de lângă el cu varza mână și cine e? Ciupercile, iubirea lui mami, stă în cuptor. Scoate-le, mami, gata. Bravo. Gata, ne-am liniștit. Acum poate să facă. Roxana, scos ciupercile. Cum mai stăm cu mâncarea acolo, tinere? Nu mai am mult, mai trebuie să mai pun smântâna, după care ardei iute și atât. Amestecă pătrunjelul, iubire, smântânica. Pătrunjel, bravo. Mami, te iubesc. Mami, pune, te rog frumos, pătrunjelul mai repede și smântânica. Tu știi, nu, că la televiziune sunt tot felul de actori care joacă diverse roluri. Da. Adică ea e prințesă? Nu. Ea este o superbă doamnă. Mulțumesc. Eu cred că este prințesă. Iar el e bucătar? Aiurea, e showman. Apare la televizor și pretinde că gătește. Serios? Da. Păi e actor, măi. Tu nu știi că e actor? M-a zis nici pe mine și pe el. Păi Horia, de ce crezi că te-au angajat? Nu e showman? Nu face show? Este și showman, dar este și cel mai bun bucătar. Așa, da. Așa, stai puțin. Cel mai bun bucătar? Nu știu dacă cel de bucătărie tradițională. Unul dintre cei mai buni bucătari. Așa da, mulțumesc. Așa da, așa îmi place. Mai avem și noi loc pe lumea asta. Sper să nu uite sarea și piperul. Sarea și piper. Ia sosul, mami, gata. Mami, sosul, iubire, că a trecut 2 minute. Sarea și piper, amică. Nu așa de mult ca. Sare, piper. Iubire, mua! Ce mai are acolo? Acum trebuie să mănânc. Acolo este oregano și usturoi proaspăt. Ce vreau să te întreb? De ce n-ai pus direct vasul ăla în cuptor și gata? De ce te chinui să le mai muți dintr-o parte în alta? Așa m-a sfătuit mama. Poți să-mi spui cum o să transferi acum pastre din vasul de sticlă în cel de porțelan? Sau? De ce nu a făcut direct în vasul ăla? Că o să fie greu să-l iasă. Nu. Pentru că este sens. Pentru că în momentul în care tai, Roxana, ia să vezi cum se... acea mozzarella și totul se întinde așa foarte frumos. Mama mi-a spus, cred că ar fi mai bine să arăți că poți să scoți și dintr-un vas mai mare și să pui în altul mai mic, să o șornezi frumos. Ia uite, trebuie să atopi ceva acolo? Nu s-a atopit nimic. Știi că astea sunt funduri de alea profesionale. Știi cât costă unul de ăsta mare? Nu. Uite ăla de pe bancul de lucru care este un pic mai mic, observ că e mai îngust. Da. Ăla e 1200 de euro și asta alaltă e 1500 de euro. Și sper că n-ai topit. N-am topit. Sigur? Da. Atunci de ce ascunzi cu mănușii acolo? O știm? Nu.
Dar trebuie să las să răcească puțin. Ce? Acestea le-am adus de la mine, de la firmă. Are el bani să plătească ăsta? Asta este o greșeală destul de mare. Orice bucătar ar fi trebuit să știe că ăla este un fund de plastic și nu trebuie să pui pe el. Tu știi de glumă? Nu. Păi se vede că am glumit. Nu costă, mă, 1500, e doar 1000. N-am lăsat de transpirații la olă, ce mă fac? Mami, ce faci? Și asta e actoria adevărată. Totuși trebuie să pui preparatul, că durează foarte. Dar nu pot, că se întinde peste tot. Tocmai din cauza aia trebuia să-l coci în vasul în care îl servești. Ai înțeles, mami? Ai înțeles, mami? Rareș, ce avem aici? Avem paste cu ciuperci și cu smântână. Rareș, combinația ar fi în oarecare măsură ok. Minusurile ar fi că nu prea are gust. Iar modul de prezentare în vasul ăla, nu știu de ce mai gătit în celălalt vas, special pentru așa ceva. A fost o chestie acolo pe care n-am înțeles-o. Să vii tu să gătești paste într-un vas de ena și după aceea să le scoți fierbinți în vasul de ena să le pui într-un vas de ceramică. Când în vasul de ceramică coapte, ar fi arătat de mai pomenit. Și fiind exigent, răspunsul meu pentru tine să știi că este nu. Eu cred că tu ai potențial, mult, mult potențial. Te-ai mișcat foarte bine, ai făcut față tirului de întrebări. Ce ai gătit tu e bun. Într-adevăr, ai fi putut să adaugi un condiment, să zicem, niște ierburi aromatice care să-i mai dea ceva, să îl înalțe puțin, să pună în valoare gustului de bază. Am putea să pun oregano și busuioc. Eu cred că ești un om valoros și meriți din toată inima un da. Mulțumesc. Dragul meu, sincer, pe mine nu m-a deranjat gustul preparatului tău, dar prezentarea e foarte importantă. Atunci când vezi un preparat pe masă, trebuie să te facă să-ți dorești să-l guști. Stai! Nu arată apetisant. Îmi pare rău, dar răspunsul meu pentru tine este nu. Oh, nu pot să cred. Mi-aș dori să fie ajuns cel puțin până în următoarea etapă. Eu cred că el a fost răvășit de așa zisele greșeli capitale. Topirea tocătorului, alegerea greșită a vasului, care sunt într-adevăr niște lucruri demne de reținut, dar care nu sunt capitale când ai de-a face cu un copil cu atâtea calități. Stați un pic, după părerea mea acum sunteți prea aspri. Bun, ok, sunt câteva neajunsuri, dar e un copil de 12 ani. Un copil care a și renunțat la unele din ideile lui bune. Înțelegeți? Tocmai asta este problema. Păi stai puțin, deci el a avut o idee bună. Tocmai asta este problema. Că cineva i-a schimbat ideea. Știm foarte bine, ne ascultăm părinții, ne influențează. El concurează aici. Nu se poate totuși, e bun, e comestibil, e bun. Îi lipsește o mică atingere. Asta o învață imediat. Poți să mai gust o dată? Fedia de pâine. Poți să mai gust o dată din preparatul Anca, te rog eu, gândește-te puțin. Mai încerc o dată. Horia,
Dacă mă convinge. Eu înțeleg gustul. Foarte bine argumentele tale și respect poziția ta profesionistă. Prezentarea, repet. Da, da, da. Mai da. Încerc. Are colorit. A pus parmezan tocmai ca să-l gratineze puțin, pentru că mozzarella s-ar fi floșcăit doar. Exact. Dar trebuia un aprins vas, și culoare. Un vas corect. Da, sunt de acord. Deci dacă gust cu ochii închiși, preparatul ăsta... E foarte bun! Singurul meu răspuns pentru el poate fi da. Yay! Și te poți răzgândi? Da, mă pot răzgândi. Era obligatoriu să continue. Mă bucur foarte tare că Anca s-a întors din drum. Ok, slavă Domnului că mergi mai departe. Da, este extraordinar. Și crezi că poți îmbunătăți? Da. Rare și în situația asta eu nu pot să fiu decât arbitru, pentru că răspunsul meu a fost nu, va trebui deci să alegi. Deci nu poți să mergi în echipa lui în Gloria. Echipa căruia dintre cei doi vrei să fii. Tu trebuie să alegi. Și mă bucur că nu-ți suflă mama. Trebuie să te hotărăști singur de data asta. E foarte greu. O să merg cu echipa... Domnului Vizante. Yes! Super! Este! Ai ales bine! Yay! Yay! Yeah. Dar e și puternic, mă! O mamă cu doi copii! Aie! Nu vine să cred că am trecut în etapa următoare. Mulțumesc, domnului Vizante, de asta am și fost în echipa lui, pentru că m-a susținut. Deși am crezut că dânsul o să fie primul care să-mi dea nu.